Comunicarea și cuvintele sunt bazele delegării. Acesta este subiectul pe care îl tratez acum și poate că nu întâmplător mă aflu acum, după cum se vede și aici, la Epic Museum în Dublin, The Museum on Emigration of Irish People. Nu știam, poate și pentru voi poate fi interesant faptul că în Irlanda trăiesc 5 milioane de oameni, dar în toată lumea sunt 80 de milioane de oameni care au rădăcini irlandeze. Foarte interesant acest lucru și eu sunt aici după două zile de evenimente la conferința Repatriot din cadrul Romanian Business Leaders și la conferința Business Support, la care am participat în aceste două zile și unde m-am întâlnit cu emigranții români din Irlanda. O parte dintre ei, bineînțeles. Am cunoscut oameni foarte interesanți și am comunicat prin cuvinte și am aflat foarte multe lucruri interesante. Antreprenori români care locuiesc acolo, trăiesc acolo și care sunt departe de țară, dar cu gândul la țară și vor să investească, unii dintre ei au investit deja, s-au implicat în evenimente politice și în localitățile din care provin pentru a face viața mai bună. Să revenim la subiectul nostru, comunicare și cuvinte și legătura lor cu delegarea. Atunci când lucrăm cu oameni și când delegăm, putem face asta doar prin cuvinte, doar prin comunicare. Și am observat și aici și în alte părți pe unde am mai lucrat cu antreprenori români că, din păcate, comunicarea nu este cel mai bun atu al antreprenorilor, mai ales al antreprenorilor care sunt plecați de mult de acasă și în care limba maternă s-a amestecat cu limba țării de adopție sau se cunosc chiar mai multe limbi, pentru că unii dintre ei au trecut prin mai multe țări și au o problemă de comunicare, atât în limba maternă, cât și în limba țării de adopție. Ce este foarte important? În primul și în primul rând, să nu ne fie rușine de felul în care vorbim. Nu contează foarte mult dacă facem mici greșeli, mai ales dacă avem și motivele pentru care facem asta, ci atât de important este în ce măsură ne este nouă clar ce vrem să transmitem și cei care ne ascultă să perceapă cu claritate ceea ce vrem noi să transmitem. Și bineînțeles că, fiind vorba despre afaceri, despre business, în primul și în primul rând este o relație contractuală și trebuie să avem, e bine să avem claritate în cuvintele din contractele noastre. Să avem claritate în ce comunicăm în contracte și în angajamente. Deci primul lucru pe care vi-l recomand este să recitiți contractele pe care le aveți cu angajații voștri, să le cereți angajaților să recitească contractele pe care le au cu voi și să lămuriți foarte bine aceste aspecte. Ce se cere pentru acest job și ce se oferă pentru acest job. Ce se cere și ce se oferă de la antreprenor pentru joburile pe care le pune la dispoziția, pentru rolurile pe care le pun la dispoziția angajaților care vin să lucreze în cadrul companiei și, bineînțeles, să aveți claritate în ce privește regulile care se respectă și felul în care oamenii se respectă între ei. Acestea țin foarte mult de felul în care comunică antreprenorul. Oricât de mică sau mare ar fi firma, liderul organizației este cel care este cel mai mare comunicator, fie că o face prin cuvinte, fie că o face prin fapte, mai devreme sau mai târziu se ajunge la comunicarea prin cuvinte, prin propoziții și este foarte important să comunicăm cu claritate ceea ce vrem și să cerem oamenilor să ne comunice cu claritate ceea ce vor și ceea ce pot, bineînțeles. Și la fel, antreprenorul să comunice ceea ce vrea și ceea ce poate. Nu întâmplător, cum vă spuneam, sunt aici, m-am ales o cabină din aceasta în care se comunică multe lucruri interesante și am ales această cabină cu semnul întrebării pentru că cred că oamenii își pun foarte multe întrebări în gând și nu le pun cu voce tare. Vă recomand acest lucru.
vorbiți cât mai mult prin întrebări deschise. Puneți întrebări, fiți curioși. Dragi antreprenori, fiți curioși despre cum se gândesc oamenii voștri, colegii voștri, să facă jobul pentru care s-au angajat. Opriți-vă din a le spune cum să-l facă. Începeți să le cereți ce vreți să livreze ca și rezultate. Sau poate chiar să mergeți un pas mai departe, să le cereți să spună ce fel de rezultate ar putea produce ei cu resursele pe care le pune la dispoziție. Și chiar un pas mai încolo, ce fel de rezultate ar putea produce niște profesioniști buni cu ce resurse cer ei să faceți rost împreună pentru a putea merge la următorul nivel. Deci nu există limită la capitolul ăsta, decât limita cea mai mare este limita pe care o punem în felul în care comunicăm în echipele noastre, în felul în care vorbim noi cu ei și vorbesc ei cu noi în cadrul ședințelor și a întâlnirilor unul la unul. Acum, aș vrea să vă dau o metodă, un frame, un mod în care să faceți comunicarea. Asigurați-vă că în fiecare ședință de lucru, în fiecare întâlnire pe care o faceți, lucrurile sunt clare în ce privește pentru ce ne întâlnim. Nu mai faceți discuții cu oamenii, ci faceți întâlniri de lucru cu subiecte clare. Ședință de management, ședință de vânzări, ședință de aprovizionare, întâlnire pentru negocierea salariilor, întâlnire pentru negocierea contractelor de furnizare, întâlnire pentru eficientizarea producției, întâlnire pentru eficientizarea logisticii, întâlnire pentru rezolvarea problemelor din departamentul XY, întâlnire pentru crearea sau eficientizarea departamentului de service. Da? Nu le mai faceți discuții, nu mai cereți oamenilor, hai să avem o discuție, pentru că oamenii pot să înțeleagă orice și mulți se sperie atunci când aud că șeful zice, hai, vină la mine în birou la o discuție. Da? Scoateți această exprimare și introduceți exprimări specifice ca oamenii să înțeleagă din titlul întâlnirii ce se va petrece în întâlnire. Pasul următor este să aveți o agendă a întâlnirii, adică să se știe ce subiecte se lucrează în întâlnirea aia, ca oamenii să poată să vină pregătiți. Și 3. Dați libertate la extinderea acestor subiecte, ca oamenii care nu s-au pregătit încă și le vin idei interesante, să poată să le exprime, să aibă un cadru în care să exprime ideile care nu au fost prinse în agenda. În același timp, lămuriți cu exactitate faptul că ședințele ar fi bine să aibă, trebuie să aibă, e important să aibă decizii ca și concluzii. Decizii pe care le pot lua oricare dintre participanți, atât timp cât își asumă că le și implementează și măsoară rezultate și produc rezultate. Decizii nu trebuie să ia doar antreprenorul. Decizii e important să ia toți cei care pot să miște lucrurile mai departe, dar toți cei care pot să acționeze. Și antreprenorul să ceară acțiune de la oameni. Toate astea țin de comunicare, toate astea țin de cuvintele pe care le folosiți atunci când lucrați cu oamenii voștri. Vă recomand să înlocuiți cuvântul problemă cu cuvântul situație. De ce? Pentru că atunci când avem o situație, de fapt, viața noastră este cu o serie de situații. Pe unele le percepem ca probleme și automat ne raportăm cu frică sau cu furie la unele dintre ele, dar acele situații pot fi percepute ca oportunități și, de fapt, ăsta e antreprenoriatul. Antreprenoriatul este acea atitudine care, atunci când vede o situație, nu vede atât de mult problema cât vede oportunitatea. Situația e aceeași. E vorba de perspectiva din care noi privim și percepția pe care o avem. Deci vă recomand înlocuiți cuvântul problemă cu cuvântul situație. Situația. După aceea, ce este foarte important în cadrul întâlnirilor pe care le aveți, dacă sunt 2, 3, 5 participanți, stabiliți un timp de lucru, să zicem că 60 de minute. Dacă sunt 6 participanți, e clar că, pentru a fi echitabil, ar fi bine ca niciunul dintre participanți să nu vorbească timp cumulat mai mult de 10 minute. Ceea ce înseamnă că intervențiile fiecăruia ar fi bine să fie de 1-2 minute maxim și să poată să intervină de 2-3 ori într-o întâlnire, astfel încât fiecare participant să aibă parte de un maxim de 10 minute și astfel toți participanții sunt tratați în mod egal în ce privește accesul la
a vorbi la comunicare. Bineînțeles că mai important decât ce vorbim este cum ascultăm. Dragi antreprenori și antreprenoare, vă rog să fiți conștienți că în orice moment voi sunteți văzuți și simțiți. Dacă nu sunteți prezenți să ascultați cu atenție ce vorbește unul dintre angajații voștri, poate că nu vi se va atrage atenția și de cele mai multe ori nu se spune șeful, nu ești aici, șefa, hai în încăpere cu gândul. Dar pe fața voastră se vede și oamenii voștri devin foarte demotivați în momentul în care se simt neascultați. Pentru că ei vin să vă spună rezultate, vin să vă spună probleme pe care au sau situații pe care le întâmpină. Și de aia vin acolo, ca să-i auziți, ca să-i ascultați. Asigurați-vă că-i ascultați, asigurați-vă că sunteți prezenți acolo pentru ei, cu ei, în timpul acelor ședințe și întâlniri. În momentul în care ascultați și nu înțelegeți, este foarte important să puneți întrebări de clarificare, să dați oamenilor ocazia să pună întrebări de clarificare. Mai devreme am făcut un interviu cu un antreprenor din Londra, care a venit aici să ne întâlnim și cu care lucrez de 9 luni de zile, Mircea. Și când am început interviul, filmat, bineînțeles, de către o echipă minunată de la CamCam din Londra, niște români care fac o treabă foarte bună acolo, i-am pus o întrebare și a vorbit timp de 2 minute, nu se mai termina fraza. Efectiv, aceeași frază, fără punct, fără virgulă, continua. L-am oprit, zic, stai un pic, când pui punct? Da, stai că... Bun, hai să luăm de la capăt. Ce vreau să spun aici este, în momentul în care, clar că aveți multe de spus, ca antreprenor ai așa o energie pentru afacerea ta și te ia pe sus, efectiv. Și ai vorbit în continuu, și cu aplomb, și cu energie, și așa crezi tu că îi muți pe ceilalți, îi mici cu tine. Nu, îi inhibi. Atenție foarte mare, îi inhibi. Și nu reușești să țină pasul. Și ai pierdut undeva pe la prima parte a frazei, cu mult timp în urmă, și nu te va întrerupe nimeni așa cum l-am întrerupt eu pe el, să spune, stai puțin, hai să o luăm de la capăt și spunem propoziții scurte. Dăm și mie ocazia să zic și eu ceva. Dăm și mie ocazia să te întreb ceva dacă nu-mi e clar. Dăm și mie ocazia să punctez ceva ce mi s-a părut interesant. Și am refăcut. Imediat a prins ideea, pentru că așa sunt antreprenorii, prind foarte repede și implementează foarte repede. Asta e un lucru foarte bun. Spui o frază scurtă, o propoziție, da? Maxim 10 cuvinte, te oprești, verifici înțelegerea cu ceilalți, vezi dacă cineva vrea să completeze cu ceva și după aceea continui eventual, dacă mai e cazul, că poate preia cineva de la tine și o duce la un nivel la care tu nu te gândisei să o duci. Dar dacă tu vorbești mult, 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 oamenii nu o să te întrerupă să vină și ei să zică ceva. O să te lase să vorbești mult și dacă asta se întâmplă ședință după ședință, o să ajungi să fii singurul care vorbește și ghici ce se întâmplă după aceea. Vii și spui, n-ai cu cine. N-ai, nu. Nu găsesc oameni care să poată să facă la nivelul de implicare pe care l-am eu. Păi cum să facă dacă tu nu le dai spațiu? E foarte important să lași spațiul de desfășurare pentru colegii tăi, pentru ca ei să poată să-l preia și să livreze, să facă ceea ce tu ceri, ceea ce tu ai nevoie. Și în același timp să vadă că îi asculți și că ești atent la ce vorbesc ei. Cam astea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun despre comunicare și cuvinte. Alegeți-vă cu atenție cuvintele, comunicați pentru a fi înțeleși și dați-le voie și invitați-i pe oameni să comunice pentru ca voi să înțelegeți. În momentul în care oamenii se înțeleg unii cu alții, o să vedeți cum sinergiile se creează în mod automat. Oamenii încep să lucreze împreună mult mai bine și să aibă rezultate extraordinare. Formez o nouă echipă de antrenamente. Dați click pe link. Haideți să vorbim și să vedem cum putem să lucrăm împreună. Vă mulțumesc! Spor!